În weekendul trecut, în sala Teatrului Regional de Muzică și Dramă Olga Cobuleanscă, s-a desfășurat ediția a 24-a a sărbătorii Limba noastră cea română, organizată tradițional de Societatea pentru Cultură Românească din regiunea Cernăuți, Mihai Eminescu. Dar actuala ediție s-a bucurat și de un sprijin efectiv din partea patriei istorice, în special a Institutului Cultural Român. Oaspeții sosiți la sărbătoare, printre care reprezentanții Administrației Regionale de Stat Cernăuți și Consiliului Județean Suceava, au transmis mesaje de salut pentru toți românii din nordul Bucovinii. Lideri de asociații, scriitori, oameni de cultură și artă au făcut cunoscute mai multe informații despre activitatea care o desfășoară. Au meditat asupra stării lucrurilor în școlile din ținut cu limba de predare română, care pentru ei este... Este totul pentru cei din nordul Bucovinei, este casa părintească, este pragul casei părintești, este locul cel mai sfânt, sunt datinile, obiceiurile, tradițiile pe care ne le-au lăsat bunei și străbunei noștri. Sărbătoarea de astăzi este ceva pozitiv, este ceva frumos. Ca nume aici putem vedea, în primul rând, talentele regiunii Cernăuți, colectivele de amatori, dansatori, interpreți, care sunt pilonii culturii noastre. Dincolo de tonul specific atmosferii de sărbătoare, au fost rostite și discursuri emoționante, care au fost apreciate de sală. S-a vorbit și despre unele aspecte nu tocmai fericite ale vieții comunității românești din ținut. Ionel Popescu și-a amintit de la Strasburg de noi și-a transmis un mesaj. Dar unde este Ghenadi Fedoreac, deputatul dumneavoastră pe care l-ați ales? V-a promis, bă, că să-i fi ca satele până la ziua limbii. Unde el, măcar o dată l-ați văzut? Ce frumos ar fi fost astăzi dacă reprezentanții societății moldovenilor de la Nouă Sulița ar fi avut îndrăzneala să urce pe această scenă, să recunoască. Limba moldovenească este limba română, dar n-au venit. La eveniment a fost prezent Consulul General al României la Cernăuți, doamna Eleonora Moldovan, însoțită și de alți reprezentanți ai consulatului. Doamna Moldovan, în speech-ul său, a menționat faptul că limba română va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare națională. Statul român, de-abia începând cu 31 august 2013, are o sărbătoare legală, ziua română are zi națională, ziua de 31 august. Astfel că simbolul poporului român, alături de celelalte simboluri ale noastre, și-a găsit o sărbătoare frumoasă. Așadar, spațiul nostru comun, limba română, este un spațiu în care nu sunt criterii, nu sunt alte probleme, nu sunt alte divergențe, este ceea ce noi trebuie să susținem, este ceea ce noi trebuie să transmitem mai departe copiilor noștri, generațiilor tinere, pentru că limba română a devenit limba oficială a Uniunii Europene, alături de celelalte 27 de limbi. Regia actuale ediție a sărbătorii nu a fost deosebită de a celor precedente. Printre alocuțiunile oaspeților și invitațiilor, publicul adunat în sală a admirat și evoluția artiștilor amatori din ținut. Tonul a fost dat de corul Dragoș Vodă, condus de talentatul dirijor și solist Dumitru Caulea. Prin vocea sa, melodia lui Ion Alda Teodorovici pe versurile lui Grigore Vieru pentru ea au trezit în inimile celor prezenți cele mai frumoase emoții pentru neam și limba maternă. Aplaudate au fost melodiile interpretate de rapsodul Nicolae Mintenco, de tânărul și talentatul interpret Ilie Caraș, de domnișoara Marinela Nedelcu din Carapciu. Membrii formației folclorice Perla a Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți au declarat prin cântec dorința de a fi pe acest pământ români mereu, iar solista acestui ansamblu, Adriana Lupu, cu măestrie a recitat o odă pentru limba maternă a unui neam nemuritor.
S-au bucurat de aprecierea publicului și membrele grupului vocal de la Catedra de Muzică a Universității Naționale din Cernăuți, care au avut dorința și curajul să cânte românește. De asemenea, de succes s-a bucurat ansamblul folcloric Moștenitorii din Chișinău, condus de Valeriu Chipier, ce a etalat adevărate perle folclorice. Dirijat de Gheorghe Șapcă, corul Fiii Arboroase au încurajat prezenții cu îndemnul Sus inima români. Limba română este întrebată și cunoscută în toată lumea. Acest lucru vă pot spune prin faptul că eu sunt și profesoară, deci de limba română, la un centru de limbi române de limbi străine din Cernăuți. Acolo vin foarte mulți oameni care doresc să învețe limba română. Eu cred că ea va avea în viitor foarte mare perspectivă, pentru că este o limbă care stă la rândul tuturor limbilor europene. Cei peste 500 de români veniți din localitățile românești în regiune au avut ocazia să asculte poezia lui Grigore Vieru, Anton Pan, Alexei Mateievici și alți poeți români cântată de Tudor Gheorghe în spectacolul de excepție oferit de maestru, care a fost inclus în programul evenimentului. Maestrul de altfel a încântat publicul și cu discursul său despre tot ceea ce înseamnă ființa românească, despre cuvintele care o definesc și despre folclorul care la rândul său a îmbogățit pe deplin limba română. Acest spectacol a încheiat seria de acțiuni culturale dedicate de Institutul Cultural Român prin Direcția Generală Românii de Pretutindeni Zilei Limbii Române. Sărbătoarea Limba Noastră a fost o zi deosebită pentru românii din nordul Bucovinei, chiar dacă au fost și unele momente nu tocmai plăcute, căci stă în puterile noastre cu eforturi comune să le soluționăm, fără să recurgem la critică neconstructivă.